Bună seara! Facem o prăjitură cu mandarine. Eu aici am aranjat deja mandarinele într-o formă de tort, da? Curățate și așa întregi. Le aranjăm. Și aici alte mandarine pentru ornament deasupra. Și avem nevoie de 4 ouă la temperatura camerei, care o să le bat cu un prag de sare, 200 de zahăr, 70 de ulei, 100 de suc de mandarine acidulat, o esență de portocale, un praf de copt, unul de vanilie și coaja de la o portocală și făină câtă cere. Eu aici am 500, dar o să vă spun precis cât îmi intră. Acum o să bat ouăle cu zahărul și cu sarea. Deci le-am bătut până s-a topit zahărul, da? Acum o să pun coaja la o portocală, praful de copt și zahărul vanilat. Și o să pun în fir subțire uleiul. O să pun și esența. Și sucul. Și acum o să pun din făină. Să vedem cât intră. Amestecăm bine să nu fie copuloasă. Cam 300 de făină. Da, 300 de făină. Eu folosesc Barilla cu 2 de 0. Aprindeți cuptorul când vă apucați de prăjitură. Aprindeți cuptorul la 180 de grade. Da? Deci uitați-vă cum trebuie să fie aluatul.
Acum o să-l punem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 5 minute. 5-10 minute. După o să punem să ornăm. L-am lăsat 5 minute, da? Cred că e prea mic acesta și mi arde mușamaua. Deci am lăsat 5 minute și acum la repezială facem ornamentul, da? Să nu stea prea mult. Afară. Urnați cum vă place, fiecare cum îi place. Și lăsăm la cuptor la 180 de grade 45 de minute. Cu totul. Deci 180 de grade 40-45 de minute, da? Faceți testul scobitoarea. Tava mea are 86 pe 5. Acum mă va arde, dar o să o las un pic să răcească, după o să o scot. Deci aceasta este prăjitura cu mandarine. Dacă și voi aveți aceleași gusturi ca și mine, încercați rețeta, este un deliciu. Ușor de pregătit, rapid, cu puține ingrediente. Seară bună!